Catena susține obiceiurile, tradițiile și cântecele românilor. Farmacia inimii, Catena. Orchestra Lăutarii din Chișinău, dirijor maestru Nicolae Bodros. Mulțumim domnilor, doamnelor
Și la mulți ani încă o dată, fraților noștri de peste Prut. Mulțumim, maestre, mulțumim foarte mult. Am revenit cu ultima parte din finala Vedeta Populară. Vreau să-mi permiteți să mulțumesc sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Dragi prieteni, chiar înainte de miezul nopții, juriul va decide cine este câștigătorul sezonului cu numărul 7. Așadar, emoții multe, încă vă mai ținem puțin în suspans. Au rămas în concurs 3, iată, protagoniști, dar unul singur va câștiga trofeul Vedetei Populare și marele premiu, reamintesc, de 100.000 de lei. Ultima premieră din acest an îi aparține Corneliei Rednic. Doamnelor și domnilor, pentru prima oară în carieră va cânta un moment de muzică lăutărească. Aici, pe scena Vedetei Populare. Doamnelor și domnilor, Cornelia Rednic! Omul care a iubit nu poate fi fericit.
Cornelia Rednic! Mulțumim! Eu zic că ai trecut cu brio această prima dată în viață când faci așa ceva. Așa este, pentru prima dată în viață cânt asemenea piese și mă bucur că, iată, am fost o fericită să am ajutorul maestrului Nicolae Bătgros împreună cu lăutarii de la Chișinău, mulțumim, pe care mulțumim. Iubesc din toată inima mea. Și mă bucur că tu, Iuliana, ne dai ocazia aici la Vedeta Populară să creștem și noi, să ne dezvoltăm și noi odată cu toți copiii care vin aici. Este minunat și pentru noi și pentru voi un spectacol de gală, așa cum merită o seară de revelion. Cornelia Rednic, mulțumim foarte mulțumesc mult! Frumos. Mulțumesc zunilor încă o dată! Mulțumim! Mai avem timp de un ultim moment de petrecere, înainte de numărătoarea inversă de la miezul nopții. Niculina Stoican și-a dorit să fie specială în această seară, să cânte și cumva să descânte pe scena de la Vedeta Populară. Un moment plin de viață cu muzică lăutărească, doamnelor și domnilor, Niculina Stoican! Fierarul bun, draga mea, și-am rămas cu roatele mai, să se mire satele, dragă. Și-am să chem căruța bine, să se mire întreaga lume dragă, să merg cu căruța bine, să se mire întreaga lume draga mea, să merg cu căruța. Cine mă sărută, moare. Buzele sunt dulci ca mierea, asta mi-e toată averea. Buzele sunt dulci ca mierea, asta mi-e toată averea. O, le-le-le-le-le-le, le-le-le-le, ce frumoase-s fetele. Ale-le-le-le-le-le, le-le-le-le, când joacă rochițele. Dar aștept primăvara să-mi florească dragostea. Dar aștept primăvara să-mi florească dragostea. Brebenii și ghiocei seamănă cu ochii mei. Brebenii și ghiocei seamănă cu ochii mei. Oalelelelelele, lelelele, ce frumos sunt ochii tăi. Ale, 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 ale
și noroc. Foaie verde, verdomnesc, toată viața cât trăiesc. Am să râd, să cânt, să joc, cu sănătate și noroc. Și să-mi cânte o vioară, cu foc de la inimioară, că așa îmi place să trăiesc. Dragii mei, v-am promis că vom afla câștigătorul sezonului al șaptelea Vedeta Populară înainte de miezul nopții. Juriul a luat decizia să intre în scenă cei trei finaliști rămași în concurs. Pe
Pentru mine să câștig ar fi în momentul actual cea mai mare realizare. Sincer, cea mai multă muncă depusă, pentru că m-am chinuit puțin să studiez, să mă duc acolo să văd ce înseamnă aia, ce înseamnă aia. Și, până la urmă, sunt... Da, ar fi un succes foarte mare. Pentru mine asta este un vis. Cred că trăiesc un vis acum. Trebuie să mă trezească cineva. Sau nu. Mai bine să nu mă trezească. Este cea mai grea așteptare. Nu mi-aș dori să se termine. Sunt convinsă că o să urmeze foarte multe experiențe frumoase în viața mea, dar aceasta va rămâne unica, cu siguranță. Și este o vorbă foarte adevărată că cei frumoși trece repede și trebuie să profiți din plin de acest lucru. Am să rog pe Niculina Stoican să ne spună cine ocupă locul 3 după deliberarea dumneavoastră. Repejor, ca să nu ne mai chinuim, pe locul 3 este... Diana. Diana, așadar, locul al treilea în finala Vedetei Populare. Domnilor și domnilor, după notele acordate de juriu, draga noastră, îți mulțumim tare mult pentru un parcurs frumos aici la Vedeta Populară și îți doresc succes în tot ceea ce vei face mai departe. Doamne ajută! Bravo, Diana! Bravo! Bravo, Diana! Știam că ăsta o să fie deznădământul. Am emoții și lacrimi în ochi, nu pentru că n-am câștigat. O să mă vadă o țară întreagă și o să zic că sunt plângăcioasă. Da, mulțumesc din suflet tuturor. Și acum, Ștefania sau Ingrid? Grigore Leșe ne va spune cine câștigă trofeul sezonului al 7-lea. Câștigătoarea trofeului Vedeta Populară este Ingrid Boiangiu. Ingrid Boiangiu, așadar, doamnelor și domnilor, Ingrid câștigă ediția 7-a Vedeta Populară. Felicitări, Ștefania! Bravo, bravo! Avem, iată, finalista Ingrid Boiangiu, sezonul cu numărul 7, doamnelor și domnilor, mai dă o voce, iată, pentru folclorul românesc. Ștefania, drumul merge mai departe. Mulțumim foarte mult și succes! Te așteptăm aici, porțile sunt întotdeauna deschise la Televiziunea Română. Ingrid, felicitări! Vă rog să-mi permiteți, doamnelor și domnilor, să o invit alături de noi pe doamna Alina Marinescu, director Farmaciile Catena. Nici nu știu ce simt. Simt foarte, foarte multe emoții de fericire. Este incredibil și vreau să mulțumesc din suflet tuturor persoanelor care mi-au fost alături, începând de la profesori până la părinți, juriu pentru sfaturile de la început până acum și mă bucur enorm de tare. De acum încolo muncă. La trecerea dintre ani suntem mândri să oferim acest premiu. Catena Farmacia Inimii te felicită din suflet și îți răsplătește talentul, autenticitatea și dăruirea. Vreau să urez din suflet, în numele meu și al farmacilor Catena, tuturor telespectatorilor, pacienților noștri, dumneavoastră, un an mult, mult, mult mai bun, încărcat de zâmbete și bucurii și multă sănătate. La mulți ani! La mulți ani și dumneavoastră, să aveți parte de un an minunat alături de echipa pe care o conduceți și să ne revedem împreună sănătoși la sezonul 8. Cu mare drag, mulțumim! Vă mulțumim foarte mult! Ingrid, felicitări! Ai aici și cecul, iată, din partea Catena, marele premiu de 100.000 de lei și un buchet de flori din partea echipei noastre. Să ne revedem când vei împlini 30 de ani, aici în platou, cu aceeași formulă în fața ta și vom vedea dacă promisiunile s-au împlinit. Rămânem în platou, doamnă director, vă mulțumim din suflet încă o dată, mulțumim pentru sprijin. Aș vrea să vă aplaud alături de toți telespectatorii noștri care știu că sunt acolo aproape de Farmaciile Catena. Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Draga noastră,
te țin aici cu mine, pentru că vine 12 noaptea. În câteva minute, doamnelor și domnilor, cu ajutorul dumneavoastră, ne pregătim pentru numărătoarea inversă. Pășim în noul an aici, la Vedeta Populară. Aș vrea să mulțumesc sponsorului nostru, Cricova, pentru sprijinul acordat, pentru șampania pe care o avem aici în pahare și pentru că ne-au susținut în realizarea acestui program. Să numărăm împreună ultimele secunde din acest an și să sperăm că vine un an mai bun și mult mai liniștit. Asta cred că ne dorim cu toții. Să ne întoarcem cumva la viața noastră. Juriul, vă rog frumos, junii Sibiului, haideți toți aici în scenă pentru a ne bucura de ce înseamnă trecerea în noul an 2022, să vină cu bune și relele să se spele toate. O cupă de șampanie pentru toată lumea. Doamna director, vă invit alături de noi să cântăm un la mulți ani și să ne bucurăm împreună aici, juriu, orchestră, cu toții. Aveți acolo o cupă de șampanie. Mulțumesc, Cricova, pentru sprijinul acordat în realizarea programului din această seară. Așa, cred că vreau și eu o cupă. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! La mulți ani, 2022! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Și... prieteni. Avo, avo, copii și frați! Mame, sore și cumnați, nu mai beți, nu mai mâncați, 5 minute mai răbdați, ia stați jos și ne ascultați. Mâine anul se noiește, bine că ne părăsește, că fu păgubos, neprietenos, cam bolnăvicios și sărăcăcios. Lui 2021 să plece ca și nebun. Să se ducă fix ca apa, unde a înțărcat mutul iapa. Să-l uităm de grabă, că avem multă treabă. Mergem la servici, la școală cei mici. Mergem unde o fi și unde pofti. Să ieșim toți la lumină. Mama e de carantină! Ia mai mânați, mai flăcăi! Și sunați din zurgălăi! La cumpăna dintre ani, vă dorim drept la mulți ani. Un an fără măști. Guvern fără găști. Iar la parlament, niciun om absent. Orice deputat să doarmă în pat. Doar la el acasă. Niciun cap pe masă, să nu văd de acum grijă ce vă spun. Și vă mai urăm, ba chiar vă rugăm, să vă faceți case, grădini, terase, vacanțe frumoase. Așa. Să mergeți la nunți, să urcați pe munți, să vă faceți viacul cum vă taie capul. Hai băiete, hai da hai, pune mâna pe buhai, ia mai mânați, mai flăcăi, zdrângăliți din zorgălei. Iar în anul de-o veni, cu dreptul simt că-mi porni. Să intrăm cu toți în priză, ca să mai uităm de criză. Uite, pentru asta închin, să se facă un festin. Numai bine să ne fie, să ieșim din pandemie! Numai bine să ne facă, să ne lecuim o leacă. Cele rele să se spele, cele bune să se adune! Să avem noroc și căldură în bloc! Uh-huh. Să vă spunem la mulți ani!
sănătate și mulți bani! Mânați mai plăcăi și sunați din zurgălei! Să răsune țara până vine vara! Mulțumim, mulțumim junilor pentru un plugușor special în această seară. Doamnelor și domnilor, sezonul al șaptelea Vedeta Populară se încheie aici. La mulți ani tuturor, să aveți un an, aș spune, popular, dar cu sănătate și tot ce vă doriți. Mulțumesc juriului, mulțumesc invitaților, mulțumesc lăutarilor din Chișinău, maestrului Nicolae Botgros, vă invit aici pentru tabloul final. Mulțumesc junilor Sibiului, Silviei Macrea, Alesiei Sa, Silviei în calitate de manager, pentru tot ceea ce înseamnă, iată, susținerea programului nostru. Mulțumesc echipei noastre minunate. Vă spun la mulți ani și vă mulțumesc pentru un maraton, iată, realizat aici pentru Revelionul TVR1. Să ne vedem cu bine în 2022 și cred că cel mai bun îndemn pentru noi, pentru fiecare dintre noi, este acesta. Să fim mai buni în tot și în toate. Doamne ajută, așa să fie. La mulți ani tuturor! Rămâneți cu bine și pe TVR1 programul continuă! La mulți ani! Nu contează vârsta.